Bună seara, dragi prieteni, și bine ați venit la emisiunea Marca Roșii, Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni. Un nou invitat, de fapt o nouă invitată specială de data aceasta, aș spune o veche cunoștință, ne cunoaștem de foarte mult timp. Da? Lavinia Șandru, bună seara și bine ai venit la emisiunea Marca Ro. Bună seara și mulțumesc mult de tot, Cristi, pentru invitație. Bună seara și ascultătorilor tăi și, da, și membrilor asociației. Da, și membrilor asociației și românilor de pretutinde. De ce? Motivul acestei discuții este, tu ești, în afara faptului că ești jurnalist, ai fost și om politic, da? Mă rog, așa. Dar da, ești și în o actriță. Da? Ești o actriță care, tocmai, dacă nu mă înșel, pe data de 26 august, a avut o lansare de film. Este foarte interesant pentru că ai jucat rolul nici mai mult, nici mai puțin decât al Mariei Tănase. Mie mi s-a părut extrem de interesant și aș vrea să știu cum a început acest proiect. De unde a venit ideea? Îți povestesc, uite, poate mulți nu știu că eu am terminat Academia de Teatru din Târgu Mureș, actorie, și în facultate, din anul 2, în paralel cu ceea ce făceam acolo, am intrat în lumea asta a presei și am lucrat întâi în radio și pe urmă în televiziune și așa am pornit-o pe drumul ăsta al jurnalismului. Iar în politică am mers destul de târziu, de-abia în 2000, da, prin 2000 așa, și pe urmă în 2004 am intrat în Parlament. Când am ieșit din Parlament m-am reîntors în presă, dar din păcate eu n-am reușit să-mi fac meseria de actriță mulți ani, vreo 20 așa de la terminarea facultății, că era foarte complicat, foarte greu. La un moment dat m-am săturat să mă mai duc la castinguri, să bat la uși, să las numere de telefon pe la director de teatre și să nu mă sune nimeni. Și atunci am zis, va veni ziua în care am să fiu chemată să joc, pentru că sunt Lavinia Șandru. Și atunci trebuie să fiu Lavinia Șandru. Și uite că a venit ziua. Nu? Da, așa cum zice și Maria Tănase la un moment dat, mi-am dat seama că trebuie să fac ceva ca să ajung cineva, să cânt, să cuceresc lumea. Și Maria chiar a reușit să facă lucrul ăsta. Și eu mă bucur foarte mult că am avut șansa să o joc. Am fost surprinsă când mi s-a propus. Producătorul filmului a venit la o piesă de teatru în care eu am jucat-o pe doamna Clara în Vlai cu Vodă. În 2018, în Piața Constituției, a fost un proiect al Teatrului Excelsior, un proiect cu care a intrat și în Cartea Recordurilor și am jucat acolo pe doamna Clara. M-am trezit a doua zi cu un telefon de la producătorul filmului, de la Titi Popescu, și mi-a zis, Lavinia, tu trebuie să o joci pe Maria Tănase. Și am zis, de unde și până unde stați? Numai puțin. Aseară am jucat pe doamna Clara, înțeleg. Mulți mi-au zis că mi-a ieșit foarte bine, am reușit să fac o doamna Clara care să justifice toate gesturile, toate actele, toate dorințele foarte, foarte clar, dar nu înțeleg de unde și până unde Maria Tănase, mai ales că eu nu cânt muzica populară, n-am cum. Zice, nu trebuie să cânti tu, cântă Maria Tănase, dar tu o vei juca. Bun. Și cum te-ai pregătit? Sunt foarte curios. M-am documentat, Cristi, așa cum mă știi, m-am documentat foarte mult. Am căutat tot ce a apărut cu ea, toate filmările în care apare. Am văzut inclusiv filmul Ciulinii Bărăganului, în care joacă Maria Tănase, în care cântă un bocet acolo la capul unui tânăr, joacă cu Florin Piersic acolo. Am ascultat tot ce a însemnat puținele interviuri date de Maria, am citit
tot ce am putut să citesc despre ea, inclusiv cartea foarte reușită a lui Stejarel Olaru, cine n-a citit-o, să o caute și să-și o comande pe net ca să o citească, pentru că merită. E scrisă și foarte documentat și cu foarte multă emoție. E adevărat, emoția apare spre finalul cărții, dar nu e o problemă, merită. Și mi-am construit personajul simțindu-mă efectiv foarte, foarte aproape de Maria, iubind-o enorm, dându-mi seama că, de fapt, a rămas peste timp o poveste vis-a-vis de ea deloc adevărată, iar acest film încearcă să-i facă dreptate, pentru că Maria a fost un om extraordinar care a iubit oamenii, care s-a sacrificat pentru oameni, care și-a ajutat semenii, care i-a pus pe ceilalți înaintea ei, care nu s-a temut să-și riște libertatea și viața ca să-și salveze colegii evrei, de exemplu. Pentru asta a avut mult de suferit, pentru asta a fost la un pas să fie și omorâtă de legionari și zic omorâtă, că legionarii nu făceau altfel, da? Clar omorâtă, și arestată de către comuniști, nu a mai fost lăsată să iasă din țară și așa mai departe, pentru că ea ce avea de spus spunea, nu se temea să se certe cu oricine și, repet, nu se temea să-și apere oamenii dragi și oamenii apropiați, până la urmă îi salva de la moarte, îi salva de la trimiterea în lagăre. Adică și pentru asta era dispusă să riște tot, chiar și viața ei. Cam cât la sută din viața ei o cunoșteai înainte să începi această pregătire? Cam ce știai tu despre Maria? Noi nu prea știi, dacă stai să te gândești, așa, nu prea știi mare lucru. Da, nu prea știam mare lucru, erau poveștile ei de dragoste, știam cam ce credea lumea despre ea, despre felul în care cânta, felul în care era apreciată. Știam și e cât se poate de adevărat că la mormântarea ei au fost 1 milion de oameni. Asta arată cât de mult a fost ea iubită. Ce am aflat după documentare a fost că marea ei iubire și marea ei poveste de dragoste cu Constantin Brâncuș n-a durat decât o lună și nu s-a petrecut decât la New York, la expoziția mondială de acolo, de ea nu l-a vizitat nici la Paris, nu s-a întâlnit cu el nici la Hobita, ea nu a fost la Paris, ea nu a fost la Biarritz, ea nu a văzut Europa, pentru că nu a fost lăsată să vadă Europa, a văzut foarte puțin. A avut 2 mari dureri, Maria Tănase, faptul că n-a putut să plece nicăieri în lume și faptul că n-a putut să aibă un copil. Ai avut îndoieli în legătură cu capacitatea ta de a juca-o pe Maria Tănase? Te-ai gândit vreodată, dar dacă nu o să-mi iasă? Nu m-am gândit. Chiar m-am simțit Maria Tănase. Nu m-am gândit. Mi-a plăcut atât de mult în momentul în care am început să mă documentez. Mi-a plăcut atât de mult personajul, încât nu mi-am pus problema că ar putea să-mi iasă. Mă simțeam Maria. Deci mă îmbrăcau, mă costumau și eram Maria. Cu bucuriile, cu durerile, cu supărările ei, chiar mă simțeam Maria. A fost un moment, la un moment dat, când ea e bolnavă, pe pat, la spital, și când o vizitează sora ei, când producătorul, la un moment dat, când a oprit filmarea, a zis: Doamne, am plâns și eu, văd că plânge toată lumea. Chiar mă simțeam Maria și chiar mă gândeam la omul ăsta extraordinar care a fost Maria Tănase, care a plecat știind că și-a încheiat misiunea aici și pregătindu-și așa până la cel mai mic detaliu
drumul către lumea cealaltă. A fost senină, apare în film exact felul în care ea se pregătește. Singurul moment în care plânge e atunci când vorbește de mama ei și o roagă pe sora ei să nu îi spună mamei că ea a murit, să-i spună că e plecată în turneu, din când în când să-i citească câte o carte poștală și îi spune că nu o să fie greu să facă lucrul ăsta pentru că mama nu mai vede. Care a fost reacția publicului după premieră? Ce feedback-uri ai primit? Da, reacția a fost foarte bună, foarte, foarte bună. Nu m-am așteptat, au fost foarte mulți colegi jurnaliști la premieră. M-am simțit extraordinar de bine să-i văd acolo în sală. M-am bucurat enorm să simt așa vreasla aproape. Surprinși mulți să-și dea seama că sunt actriță. Și a fost așa un moment cum nu mi-am imaginat. Acolo a fost, de fapt, momentul meu de emoție. Nu mi-am imaginat că voi ajunge să trăiesc un astfel de moment, mai ales după cei 2 ani de pandemie. Noi chiar am filmat Maria Tănase în perioada pandemiei. La un moment dat, după una din filmări, chiar m-am îmbolnăvit de COVID. Nu știu ce, cum am luat. Mă rog, la câteva zile după filmare am fost testată pozitiv și am stat 2 săptămâni acasă. Da, bine că a trecut perioada, bine că ne-am întors în sălile de cinema și acum filmul va fi văzut, este văzut în toată țara. Și o să mai mergem, o să mergem în premiere și prin țară să-l mai prezentăm. Mie mi-ar plăcea să vin și în diaspora cu el. Păi asta mă gândeam. De ce nu? Da. Cred că ar fi foarte interesant, cred că ar avea mare succes un astfel de film. Eu vreau să te întreb, Lavinia, de ce nu se fac mai multe filme despre personalitățile românești? Aici vorbim de Maria Tănase, da, uite, ai amintit, Brâncuș, Enescu, o grămadă. De ce se ignoră practic aceste valori când ar putea fi promovate? Cred că regizorii se tem. Cred că producătorii se tem. Pentru că în momentul în care îți asumi să faci un astfel de film, n-ai voie să greșești. Filmul Maria Tănase fusese proiectat de foarte multă vreme. A vrut să-l facă Sergiu Nicolaescu. S-a lucrat la scenariu foarte mult timp. A lucrat la scenariu Ioan Cărmăzan. E preluat și o parte din scenariu scris chiar de Maria Tănase despre filmul pe care îl vedea ea cumva așa despre viața ei. Dar a fost foarte greu să se apuce cineva de film. Și eu m-am bucurat că acest cuplu, Titi Popescu, Mișu Constantinescu, și-a asumat să realizeze filmul. Nu e ușor să faci astfel de filme, pentru că sunt țintă. Oricine poate să spună că e așa, nu e așa, e adevărat, nu e adevărat, ai greșit. E greu, e greu. Da, da, asta e viziunea fiecărui regizor și scenarist, până la urmă. Sigur, e ușor să critici. Da. E ușor să critici, dar cred că e important să... ca aceste valori să fie promovate și în România, dar și în diaspora, pentru copiii din diaspora care n-au auzit, poate, de Maria Tănase și Palade, uite, îmi vin niște nume, așa, oameni care, într-adevăr, reprezintă cultura română. Cred că am fi cu toții foarte încântați să vedem un film despre viața Anei Aslan. Un film artistic despre viața ei, că filme documentare au mai fost un film artistic despre ea, adică Hariclea Darcle, nu știu, exact cum spuneai, sau Nadia Comăneci, chiar dacă trăiește, nu? Da. Multe, ar fi multe opțiuni.
Păcat că nu se implică mai mult partea asta a guvernului culturală, Ministerul Culturii sau știu eu cine care ar putea finanța. Dar cine știe, poate într-o bună zi se va înfăpti. Lavinia, îți mulțumesc foarte mult și te rog. Mare drag, eu îți mulțumesc. Transmite un mesaj românilor din de pretutindeni. Îi îmbrățișez cu drag. Mă bucur tare mult să aflu lucruri despre ei atunci când intri tu la mine în emisiune. Încercăm să facem în așa fel încât să creăm cât mai multe punți de legătură între noi cei din țară și cei de peste tot din lume, pentru că știu că atunci când ești departe de casă, limba ține loc de patrie și pentru că noi românii, indiferent unde trăim, unde locuim, avem ceva al nostru pe care cu siguranță nu o să-l pierdem niciodată și e important să fim aproape unii de ceilalți, indiferent de distanța care ne separă. Ne ajută foarte mult să fim aproape unii de ceilalți și lucrul acesta se vede pe măsură ce trece timpul. Cu cât trece mai mult timp de când ești plecat de acasă, cu atât îți dai mai mult seama că vrei să fii cu un român, doi, cel puțin în discuție sau cel puțin pe calea undelor, cât mai repede. Pentru că suntem toți la fel, românii din țară sau din diaspora, același lucru. Mulțumesc mult și pe curând. Mulțumesc mult de tot, Cristi. Mulțumesc.